Așa, noi am ieșit din hotel și acum mergem să mâncăm un croissant și ceva, un suc. Și după asta mergem la Coliseum. Dimineața, uitați cât de frumos este. Foarte frumos. Acum și ieșim pe străzile principale, aici sunt străzi secundare. Da. Frumos, frumos. De acolo și până încolo, pe stradă, stau numai scuteri. Numai scuteri, 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 motociclete. Interesant. E frumos. Și ulguța. Ulguța s-a îmbrăcat frumos. Adică e mereu s-a îmbrăcat frumos, dar azi s-a îmbrăcat special. Prima zi de Roma. Aha, ca pe la mine așa o să fie toate zile în Roma. E și vodka. Asta e de poștă. Asta e electric. Păi, poșta așa acolo. Poșta? Da. Ok. Italia. Până când mă străzi în gust, acum așa să... La dreapta. La dreapta? Da, dar mă timp la dreapta. Da, la dreapta, da. Până când? Cum e prima impresie, Olguț? Aglomerat, multe mașini, prea mai multe ca în Anglia, dacă sincer. Pentru că ți-am duce aminte, noi recent vorbeam că în Anglia sunt multe mașini, da. Dar eu cred că aici sunt mai multe. Și motociclete. Aici sunt foarte multe motociclete ca în Anglia. Foarte multe motociclete. Și aici e un pic. Uuu, aici e biserică. Da, frumos. Belichise. Cu 6 euro, dacă am luat așa un cheesecake, un cappuccino, un croissant și un suc. Și noi am ajuns aici la, nu știu ce, Panteon. Mergem pe lângă. Ne ducem și pe Coliseu. Mamma mia, dar e un soricel extraordinar. E cald. E cald, dar e bine. Și am ajuns la Coliseu. E ca așa arată el. E, Olguț a spus că el e mic. Eu zic că Olguț e foarte mic. Coliseu e foarte mare. E foarte cald. Deci sunt doar 20 și ceva de grade. Aici e intrare, Olguț? Da, aici. Aici sunt mulți prin prejur, dar nu crezi că să izgheasă să intri. Așa, intrăm în Coliseum. Facem o excursie minunată. Alberto Garcia. Aici cineva s-o... Mau. Dar te-ai fost atunci și înăuntru? Nu, n-am fost înăuntru. Tot ești prima dată aici, dar... Și am plecat. Este foarte interesant. Intrarea. Dar și de mare. Wow. Dar noi trebuie să intrăm și încolo, în untru, în mijloc, da? Eu nu știu, nu știu, azi am întâlnit o pică pe din oameni. Așa. Coliseum are o arhitectură foarte interesantă. Din piatră, din... E uimitor cum e făcut. Așa, am ieșit noi și afară. E ca așa frumos aici. Mergem de mai sus. Taximeri. E frumos, foarte frumos. Super. Așa, cam asta a fost Coliseum, acum trebuie să ieșim afară, nu știu, exit, trebuie să stăm în exit și să mergem afară. Olguț, ți-a plăcut? Da, interesant. Interesant, stai la istorie, istoria Romei. Acolo este Coliseum și aici e Palat Fortuna și ceva de genul ăsta. Biletele au inclus împreună, adică cu Coliseum și cu locul ăsta. E foarte frumos, uitați.
super. Taza ce frumos se vede aici de sus Roma. Extraordinar de frumos. Super. Așa, din partea asta tot. Taza ce frumos se vede. Taza, soare frumos, cald. Extraordinar. Trebuie să ne ducem să mâncăm niște gelato. Super! Veniți în Roma, în Roma e frumos. În Roma aveți vide. Uitați-vă ce ruine aici. De fortăreață. Este câteva mii de ani în urmă. Sute de ani. Uitați-vă ce copac frumos aici în Anglia. O lgoț așa, un copac de, nu știu ce copac e ăsta, dar e interesant, foarte frumos. Are așa o arhitectură, parcă ești, nu, el e, da, un fel de palmier, dar nu-i palmier, așa un fel de, da. Dacă știți cum se numește copacul ăsta, scrieți jos în comentarii. Noi suntem în sus, este aici un parc. Și vrem să ne uităm de partea cealaltă, așa, să vedem cum e, ce se vede. Deci oamenii stau și dorm pe scaune. E extraordinar de frumos. Așa că veniți în Roma. Da, ca să intrăm în coace, Coliseum, Fortuna și mai scurt locul ăsta unde suntem acum, eu am dat 30 de euro, pentru lguța a costat 4 euro. Și, acolo și aici tot să sap, vezi? Oale, vezi? Ia uite câte oale, da, inc. Păi suntem în 2021 și inc descoperă, 2022, ce scuze, inc descoperă, inc sapă, se uită, e extraordinar. Fortăreața asta așa e de mare, uitați-vă și arhitectura are, și e extraordinar. Acolo e fantan. O istorie minunată. E cam mare deja. Avem mers foarte mult. E foarte frumos. E că uitați acum e construită. E construită din niște cărămizi de astea așa plate. Și late, eu nu știu. Aici e ca una așa. Și late. Dar o construcție interesantă. Mai avem de mers de explorat încolo tot. Carbonara și cum se numește asta, Olguț? Amatriciana. Amatriciana și carbonara. Așa arată capriciosa. Arată interesant, așa. Ca pizza italiană. Să gustăm și să vedem cât e gustosă. Carbonara a fost bună, numai că a fost puțin cam sărat. A fost perfect. Și Olguța încă savurează mâncarea. Așa. Cum a fost? Gustos? Amatriciana asta a fost un gustos. Ok, savurăm pizza. Poftă bună! Deși aici este acolo și un pic să vină la asta. Oh, ce frumos se vede. Stai puțin, dar pe aici e mai sus. Da, așa e foarte frumos. Așa, noi am fost, ia că acolo de sus și am filmat. Ia că acolo de la coltul ăla am fost și am filmat. Și uitați-vă ce de frumos. Super. Super, super view. Wow. Extraordinar. Am cumpărat apa asta cu 2 euro de la magazin, după care am băut-o.
Și că este, sunt așa locușoare în, în Italia, de unde poți să iei apă, să bei. Acum, de exemplu, am umplut garafa cu apă de la acest izvor și aș zice că apa e foarte gustoasă. Așa că nu trebuie să dau de fiecare dată 2 euro, dar o umplu de aici și gata. Da, Luz? Da! Nu am plecat. A fost super. Super, super. Să mergeți acolo.